2-2, salutare și bun venit la un nou episod pe Jaculta. Eu sunt Marius, mă bucur să ne revedem din nou. Astăzi facem un unboxing. Această cutie valorează 200 de euro și vom vedea împreună ce este aici, da? 200 de euro și aparent putem să o desfacem fără briceagul meu preferat. Haideți să vedem exact ce se întâmplă aici. Avem stickere, I take care of you, stickere. Bun, mulți dintre voi ați ghicit. Bun. Avem această pereche de Adidas Hot Wheels. O colaborare între Adidas, între Hot Wheels și un băiat, Sean Waterspoon sau ceva de genul ăsta, un designer de ăsta din Los Angeles, care a avut și el colaborări cu Nike, cu Porsche, chestii de-astea. Și se pare că în 2020 a luat mare avânt și este unul dintre cei mai mari sneakerheads de pe planetă. Și a decis omul să facă acești Adidas. Încă nu i-am văzut pe viu. Îi desfac alături de voi acum. Da, e bine. V-am zis care e treaba. Oh, avem și o pereche de șosete. Desfacem întâi șosetele. Hai să desfacem întâi șosetele. Și șosetele sunt tot din aceeași colecție. Șosete Adidas cu logo mare Hot Wheels. Cele pe alb îmi plac foarte mult. Nimic de văzut aici. Dar acum... Oh, da. În primul și în primul rând studiem un pic ambalajul. It's not the same without the flame. Asta scrie pe cutie. Logo-ul Hot Wheels, o floare. It's not the same without the flame. Adidas X Sean X Hot Wheels. Aici ce scrie, mărimea 43 și 1x3. Din nou semnul logo Hot Wheels, da? Și desfacem, apare nu iese cutia mai mult de atât, nici nu trebuie. Bum. Cam așa arată. Da, zâmbesc un pic pentru că sincer sunt cei mai scumpi Adidas pe care i-am avut vreodată. De obicei mai mult de 100 de euro nu dau pe niște Adidas, ăștia au costat ceva mai mult. Însă, având în vedere că este ediție limitată, eu zic că merită. Și îmi plac. Super Turf. Yes, Adidas Super Turf. Hai să cutia am studiat-o. Este Hot Wheels până la moarte cutia, foarte șmecheră cutia. Aparent Sean ăsta este super pasionat de culori. A făcut și un Porsche Taycan Cross Turismo. L-a făcut tot în culorile astea gen așa mai nebune, Harlequin gen. Și cât îmi place talpa asta, absolut fenomenal, uitați ce talpă are. Materiale nu prea mă pricep, dar am înțeles că este 100% material sustenabil, gen, știți voi, 2020 și în sus e termenul la modă sustenabil. Pare să fie o pânză ceva, o pânză mai exact, habar n-am, da. Deci este o pânză, ai dat și super ușori, super respirabili. Adiprene, talpa este adiprene, e deja patentată, e deja consacrată. Madrilist Surface, bun. Culorile sunt cele specifice Hot Wheels, da? Pista Hot Wheels, acel albastru și cu acel portocaliu cu care ne-am obișnuit cu toții. Stați să vedem dacă mai avem ceva în cutie, pentru că mai avem ceva în cutie. Haideți să iau și eu un loc și să fim puțin mai relaxați. Ok. În acest pliculeț avem alte
logo-uri. Avem niște logo-uri de-astea. Asta este sigla lui Sean și asta este sigla Hot Wheels, care se atașează la spate aici. Astea sunt interschimbabile. Bun. Eu o să optez să țin ăsta tot timpul Hot Wheels și planeta, da? Planeta unită prin Hot Wheels. O să-l adaug și pe acesta în orice caz. Chestia e că nu prea mai ai unde să le atașez pe toate. Ați prins ideea, da? Bun, așa. Adidas de designer. Wow, n-am avut niciodată Adidas de designer și am zis că merită. Merită să iau acum Hot Wheels, știți ce zic? Am căutat și cealaltă pereche de la Puma, nu mai știu cum se numește, RS, nu știu cum, da? Puma a fost acum 2019, dacă nu mă înșel. Și mi-aș fi dorit să iau și pe aceea. Dar ăștia îmi plac mult mai mult și sunt mult mai calitativi. Îmi place mult de tot că cumva este așa translucid, ba sunt albi, ba nu sunt albi. Pe partea asta albă aici au foarte multe logo-uri cu Sean Witherspoon ăsta și câteodată sunt albi, câteodată sunt mov, ceva de genul ăsta. În fine, sunt tari, sunt tari rău de tot și o să mă încalz cu ei imediat să văd și cum îmi vin. Interiorul, ați văzut, este tot cu logo-urile Hot Wheels, full de Hot Wheels și la fel este albastru. Șireturi, avem doar aceste șireturi, mi-aș fi dorit să mai am o pereche de șireturi. Aparent au și un fermoar. Da, și dacă unești fermoarul, se întregește logo-ul Hot Wheels. Man, this is fire, man. Băi, îmi plac mult de tot. Incredibil. Acel moment când te bucuri că ai dat banii pe ceva, știi? Adică câteodată dai bani și nu prea te bucuri, dar gen, știți, scade entuziasmul ăla după ce îi iai. Bă, parcă nu sunt așa tari cum credeam. Dar ăștia chiar sunt tari, așa cum credeam. Și o să-i porc cu plăcere la absolut toate miturile, dacă se mai fac mituri, ca pe vremuri, da? Dar în principiu la mituri o să-i port și când e vorba de Hot Wheels. Deci, da, ăștia sunt Adidas și cu care vom rula de acum înainte. Bombă, să-mi spuneți ce părere aveți. Habar n-am. 18:54, sper să nu dureze mai mult de 10 minute video ăsta. Cam atât am avut să vă arăt. Aceștia Adidas super mega tari și good to be back, boys. Good to be back. Ne vedem în următorul. Spor la colecționat.